bine vedeți, și Spitalul Municipal Turda încearcă să facă față acestor momente puțin mai delicate cu pregătirile care le considerăm absolut necesare din acest punct de vedere. În curtea spitalului am început montarea a 3 corturi, grație sprijinului unității militare și a celor de la departamentul ISU, 3 corturi care se vor folosi pentru triajul pacienților care se vor adresa Spitalului Municipal Turda. Pe lângă acest lucru am suplimentat și în momentul de față avem niște stocuri atât de medicamente cât și de materiale sanitare care să ne permită abordarea, zic eu, eficace și la timp a acestei patologii. Aș dori să vă transmit câteva sfaturi din punctul meu de vedere, mai ales persoanelor vârstnice. Vă rugăm, stați acasă, limitați-vă deplasările pe cât posibil, limitați deplasările cu mijloacele de transport în comun și doar ce este absolut necesar, încercați să părăsiți domiciliul doar atunci când este absolut necesar. În rest, noi vă asigurăm de sprijinul nostru, atât primăria cât și întreaga comunitate locală este extrem de implicată. Vă urăm sănătate și încă o dată subliniem, stați acasă!